Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la o casă din apropierea unei școli din orașul Bombejiu. O bătrână a făcut o imprudență care o putea costa chiar viața, în timp ce gătea aceasta a turnat lapte peste untură, iar în acel moment a izbucnit incendiul. Flăcările au pornit prin hotă spre podul casei unde era depozitat fânul. Focul s-a extins cu repeziciune și a mistuit acoperișul. Casa nu mai poate fi locuită deocamdată, iar proprietarii se vor muta cel mai probabil la rude. În același timp și o casă din Vladimir a fost distrusă de flăcări la Deșului. Tavanul s-a prăbușit însă din fericire nu au fost înregistrate victime.